Avem și o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Socrul lui Sebastian Ghiță susține că are sechestru pe conturi. Domnia sa, vă reamintesc, a apărut public și a spus că Laura Codruța Chioveși și șefa Direcției Naționale Anticorupție a fost în crama din casa lui Sebastian Ghiță. Dumitru Cârstea, în legătură telefonică directă cu noi, mulțumesc pentru această intervenție. Despre ce sechestru este vorba? Este vorba de faptul că aseară, când am fost la un magazin să fac o serie de cumpărături, în momentul în care am vrut să plătesc, mi s-a spus de acolo că nu pot face plata cu cardul, întrucât nu mai am credit. În condițiile în care știam că trebuie să existe bani în contul meu, m-am deplasat de dimineață la bancă să văd care este situația. Acolo, șoc. Aflu că pe contul meu era pus un sechestru de DNA. De ce? În ce context? Fără să mă anunțe, fără să am absolut nicio legătură cu DNA-ul, repet, m-am trezit cu acest sechestru. Deci, la bancă vi s-a spus că pe cardul de credit pe care îl aveați, da? Da. DNA-ul v-a pus sechestru. Exact. Am solicitat o situație financiară și, într-adevăr, acolo se regăsește precizarea sechestru DNA. Drept pentru care am făcut o solicitare scrisă celor de la bancă să-mi comunice în ce bază s-a aplicat acest sechestru. Urmează să primez răspuns, din câte am fost asigurat, într-o zi, două. De obicei, când se pune un sechestru, există o adresă care vine de la instituția statului către bancă. Ați solicitat să vedeți acea adresă în care exact se pune această poprire? Exact asta am solicitat, să mi se facă cunoscut care este temeiul legal în baza căruia banii pe care eu aveam depuși la ei în bancă îmi sunt blocați și nu îi pot accesa. Domnule Cârstea, credeți în acest moment că este o urmare a faptului că dumneavoastră ați ieșit public și ați declarat că Laura Codruța Chioveși venea la petrecerile organizate de Sebastian Ghiță și că a fost în acea creamă a locuinței sale? Sunt mai mult decât sigur că asta este consecința acelui demers pe care l-am făcut atunci, de a spune țări întregi, dacă vreți, un adevăr pe care doamna Chioveși îl tot contesta, îl tot nega de ani de zile, făcându-l mincinos, în schimb, pe Sebastian Ghiță, cum că nu a fost în casa lui și că minte atunci când spune că a fost în casa lui. E bine, eu am fost și am venit și am confirmat că nu Sebastian Ghiță este cel care minte, ci ea este cea care minte. Iar ceea ce mi s-a întâmplat acum, cred că ori se vrea o pedepsire a faptului că eu m-am încumetat să spun acel adevăr, ori este o încercare diabolică, bolnăvicioasă, de a mă intimida, de a mi-a stupa gura și de a nu-mi da posibilitatea într-o împrejurare similară să mai spun ceva legat de persoana Chioveși. Vă simțiți amenințat, domnule Cârstea? Evident că da. De vreme ce un astfel de gest vine în urma unei ieșiri, repet, publice, în care n-am făcut altceva decât să spun un adevăr. Probabil că în opinia lor ar fi trebuit să mint și atunci apăream în fața lor ca un om cum se cade și în consecință mă lăsau în pace. Dar ceea ce este surprinzător și consider un alt abuz, dincolo de faptul că s-a pus acest sechestru, este acela că eu am făcut referire la persoana Chioveși fiind în casă, nu la DNA-ul care ar fi fost în casă, la Sebastian Ghiță. Ori acum aflu că DNA-ul se îndreaptă împotriva mea. Cu alte cuvinte, Chioveși consideră că, așa cum s-a mai și spus de altfel, ea este DNA-ul. Domnule Cârstea, vă întreb, că poate ne scapă această informație. Ați fost implicat în vreun dosar? Aveți bunuri comune cu Sebastian Ghiță? Ați avut probleme în vreun dosar astfel încât să existe o astfel de măsură a DNA-ului? N-am avut absolut niciun dosar. Nu aveți niciun bun în comun cu Sebastian Ghiță care să fie pus sub sechestru într-un dosar? N-am avut niciun dosar, doar dacă în răstimpul de acum 4 zile, de când am ieșit pe post până acum, nu s-au apucat să-mi facă vreun dosar. Eu n-am știință de absolut niciun dosar. Asta unul la mână. Doi, n-am absolut nicio legătură cu banii, cu firmele pe care le-a avut Sebastian Ghiță la vremea când avea firmă până să intre în politică. Nu mi-a dat niciun ban, nu i-am dat niciun ban, nu este nicio astfel de tranzacție între noi. Nu văd ce legătură ar putea să existe între situația pe care o are Sebastian Ghiță și ceea ce mi s-a întâmplat mie. Vă așteptați, Părerea mea este, repet, că asta este o consecință a curajului meu, să-l numesc așa,
de a ieși și a spune lumii un adevăr pe care cred eu că oamenii trebuiau să-l știe. Era de datoria mea, era de datoria mea să le spun oamenilor un lucru pe care, repet, era necesar să-l știe. Vă așteptați ca în zilele următoare să fiți chemat la Direcția Națională Anticorupție? Orice posibil. Orice este posibil. Vă veți adresa unui avocat, domnule Cârstea, dacă dumneavoastră constatați că s-a făcut un abuz de către procurorul care a făcut acest sechestru? Evident că da, evident că da. Că până una alta sunt un cetățean român, sunt un om care beneficiez de drepturile și libertățile pe care le are orice cetățean român și nu este de acceptat ca asupra veniturilor mele bănești să mi se pună un sechestru în condițiile în care n-am absolut nicio legătură cu această instituție. De unde până unde mă trezesc eu că bruma de bani pe care o aveam adunat acolo mi este blocată și nu pot să uzez de acești bani. Dumitru Cârstea a fost în direct prin telefon cu noi. Mulțumesc pentru această intervenție. Sechestru pe conturile socrului lui Ghiță, pus de Direcția Națională Anticorupție. Domnule Cârstea, vă așteptăm cu acel răspuns de la bancă sau de la Direcția Națională Anticorupție. Care este motivul pentru care DNA a pus sechestru pe conturile dumneavoastră la doar câteva zile după ce ați dezvăluit public că Laura Codruța Chioveși și șefa Direcției Naționale Anticorupție participa la petrecerile organizate de Sebastian Ghiță acasă la domnia sa, unde exista și o cramă?